Primăria municipiului Călăraș a demarat lucrările de reparație a străzilor Mircea cel Bătrân și Aurel Vlaicu, ambele situate în cartierul Ceremag. Lucrările de reparație prin turnarea covorului asfaltic sunt executate de Serviciul Public Pavajii Spații Verzi. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a precizat că a luat această decizie pentru a avea cheltuieli minime. Resursele financiare deloc generoase de care dispunem trebuie bine gestionate, a menționat primarul. Ultimele străzi pe care primăria le va reabilita în zonă sunt strada Răsăritului și Aleea X, ambele situate dincolo de Bulevardul Republicii. A trebuit să, la mijloc, care e un sistem acolo, pioniță, s-a lăsat lateral ca să aibă bombament. Da, ca să poți să i-ați ridicat alea, ca să-i dați la loc. Păi da, e strada îngustă și de asta. Da, foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Uitați că sunt și rete, are o plinație. După ce terminăm vidanje, dai drumul la apă. Trebuie să vină Ionuț să curețe toate caigele și să le ridice. Păi, vorbesc eu, nu-i problemă. Dar să vină să le curețe și da, dai drumul la apă să vedem unde stă apă. Cred că stă, dar... Trebuie să facem probă. Cură nu mai ne plouă, dar noi să știm exact, toți suntem aici ca să nu mai te întorci. Și așa rectifici și mai e de rectificat. Și dincolo, pe Dunărea, la trotuare? Pe Dunărea lucrăm la colțul, la taluz acolo. Facem taluzarea acolo, dar face asfaltă și sus. Da, bine, am discutat asta. Am făcut treptele cu le-am cărat bordură și la taluz facem din două borduri, ca o treaptă, ca o canapea așa. Da. La orizont, acolo. Și faci și treptele alea, le rectifici. Le-am făcut. Ai rectificat pe toate, da? Și le-ai rectificat la față. Da, foarte bine. Foarte bine. Pe lateral, mare. Foarte bine. Hai, spor la treabă și vedeți că e caniculă numai, după 12 numai. Te închizi. Te închizi cu alea, da? Hai, spor la treabă. Promisiune bună, frumoasă. Promisiune onorată. Bun. Ne ținem de treabă. Nu nimeni în stare să ne facă strada asta. Păi eu am făcut și tratamentul bituminos în 2013. Și acum le facem pe toate. Le închidem pe toate astea. Frumos. Da? După aceea ne mutăm pe Răsăritului și Aleea X și am terminat zona asta. Mai rămâne să vedem ce facem cu strada de lângă linie, să vedem că dacă reușesc să iau aprobări să le bag canalizarea. Dacă nu, vă pup. Sănătate. Salutat. Sănătate. Domnul primar, promisiune onorată, văd că s-a turnat covorul asfaltic pe strada Mircea cel Bătrân, urmează de Aurel Vlaicu, două străzi din cartierul Ceremag, un cartier pe care l-a supomenit în campanie electorală. Păi este o normalitate, ceea ce facem noi este o normalitate, așa cum ați și spus, e o promisiune onorată, nu vom lăsa nicio stradă în cartierul Ceremag pe care să nu asfaltăm, sunt patru pe partea dreaptă, două pe partea stângă și închidem cu Aleea Răsăritului și Aleea X și strada Răsăritului, pentru că sunt dincolo de Bulevardul Republicii. Deci sunt promisiuni pe care le onorăm, numai cetățenii să aibă încredere noi că le facem, nu am uitat pe nimeni, nu uităm pe nimeni. Sunt un pic supărați cetățenii din cartierul Mircea Vodă și cei din Măgureni, dar sper ca să mai aibă răbdare, pentru că de la anul intrăm și în acele cartiere.